Vă salut prieteni, bine v-am regăsit. Mulțumesc frumos pentru comentarii, pentru că vă uitați, sunteți atenți, sunteți activi. Îmi spuneți părerile voastre. Am să vă rog să vă și abonați, că nu costă nimic. E total gratuit să dai un click pe abonează-te pentru ca să și continui să vă răspund. Pentru că am văzut că sunteți foarte mulți care doar scrieți. De acum încolo o să le dau prioritatea abonaților. Mi se pare normal din moment ce au activat niște notificări să fie primii informați din moment ce s-au abonat. Și sunt abonați ai canalului, ceea ce nu implică niciun cost, mi se pare normal să dialoghez în primul rând cu ei. O să răspund câtorva dintre mesajele voastre astăzi și o să vorbim despre meciurile celor două echipe românești rămase în competițiile europene, întâi de CFR Cluj, iar după aceea de Steaua FCSB. O să vă citesc un pic din ceea ce a scris voi în comentarii, referitor la suporteri, la drepturile TV, la foarte mulți dintre voi tot uh, ori nu vreți să înțelegeți, ori n-ați înțeles cei care au argumente, jos părăria, sunt argumentele voastre, vi le respect. Cei care credeți că suporterii sunt Dumnezeu fotbalului și fără suporte nu se poate fotbal ca așa credeți voi, cred că vă înșelați puțin. Și o să răspund un pic, după aceea trecem la meciurile din cupele europene și gata pentru azi. O să dau și câteva nume așa ca să știți și voi la cui răspund. Un domn spune, îi zice eu, eu. Tot aud în fotbalul din România că dacă nu vin banii de la TV, echipa X sau Y va intra în faliment. Și întreb și te întreb pe tine, Robert, puncte, puncte, televiziune, de unde și au banii? De la abonați. Dar nu cred că pentru pachetul de sport la to toți operatorii ăștia de cablu să plătește separat. De ceva timp au băgat cu HD, cu 4K, cu, să se plătească în plus, dar până acum un timp era mocangeală, adică aveai abonament și aia era. Erau trei pachete, bazic, mediu și lux sau nu știu ce, dar aveai și filme -alea cu X-uri, aveai și canale de știință, de artă, de nu știu ce. Avem un pachetul bazic, aveai televiziunile generaliste, niște televiziuni de știri, un canal, două de sport, unul, două de muzică. Voi știți mai bine. Deci de aici vin banii. Nu vin banii de la televiziuni din sport. Nu mai din sport, că să plătește 10 lei pe lună pachetul nu știu care care cuprinde pachet nu știu câte canale de sport. Și o să vorbesc cu voi, și de că tot sunt unii care o țin într-una cu marketingul și cu ratingul și cu televiziune. O să vă spun câteva date certe, reale, care dacă aveți acces la internet le puteți verifica și voi. Domnul Matei îmi spune, păi da, domnul, domnul între paranteze, nu trebuie să mă domnești, domnule Matei. Nu din aia 10 lei ai suporterilor are bani o echipă să-și achite datoriile? Dar am, am, câteva întrebări și eu. 1. Când un sponsor alege o echipă, ce își dorește el? Ca brandul lui să fie văzut de cât mai multă lume, nu? Și ce lume vede brandul lui pe un tricou de fotbalist sau pe un panou publicitar în stadion? Răspuns tot el, suporterii. Păi mai domnul, între ghilimele, de câte ori ai cumpărat tu o lustră că ai văzut uh, sponsorul pe tricou echipei cu care ții tu? Sau de câte ori ai mers cu avionul că era compania aia sponsor la echipa cu care ții tu? Chiar dacă era biletul de trei ori mai scump. Câtă lume vede panoul la publicitar de care spune domnia ta când Înainte de pandemie, erau meciuri în divizia A cu 200 de suporteri, cu 300, cu 500, cu 1000 de suporteri, hă, 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 din când în când. E așa o mare expunere? Crezi, dumneata, domnule? Când un patron serios doi, când un patron serios alea, alege să investească la o echipă, oare nu să gândește și dacă echipa respectivă are suporteri? Să gândește, dar nu are niciun avantaj. Care are echipa suporteri. Suporterea cumpără de la magazinul patronul sau ține cont de că e la patron, din contră îl mai și înjură. Unii dintre ei, aici nu generalizăm, nu vorbim de toți suporterii, nu putem să-i băgăm pe toți în aceeași oală. Dar vorbim de marketing, de publicitate. Da, e important să fie o echipă cu suporteri. Dar câte echipe au așa mulți suporteri în România, te întreb eu pe dumneata, domnule. Tu pentru cine jucai? Pentru bani sau pentru suporteri? Eu jucam pentru clubul care mă plătea, pentru suporterii care veneau la stadion și pentru bani. Tu pentru ce muncești? Ce? Că te plictisești acasă, bănuiesc. Mă dezamăgești cu gândirea asta spunând. Băi, suporterule, din ce bandai tu? Nici de un suc nu ajunge. Păi nu ajunge. Eu te întreb pe tine, măi, domnule Matei, de câte ori ai renunțat la un bilet la peluză ca să ții la loje sau la tribuna oficială, unde costă de 5 ori mai mult, ca să ajut clubul să fie mai mult decât un suc? Crezi că un suporter nu știe asta? Nu știu dacă știe sau nu, dar din moment ce sunt abonamente cu 50 de lei pentru un tur de campionat și nu le cumpără suporterii, eu ce pot să înțeleg? Eu zic că știe, iar atitudinea ta ar trebui să fie gen. Da, bă, știu că nu este mult ce dai tu suporterule, dar eu apreciez. Păi eu apreciez, mă. Și un leu, mă, domnule. Un leu, dacă dă suporterul ăla, apreciez că îl cheltuie. Apreciez că pierde timpul să meargă la stadion. Apreciez că stă în frig. Dar nu înseamnă că de, un, de leu ăla, de 10 lei ăla sau de un milion ăla, suporterul e stăpânul suprem. Și poate să-l facă tot ce vrea el și pe stadion și în afara stadionului. Asta am vrut eu să spun, măi, domnule, părerea mea este că nu ai o atitudine corectă. Îți mulțumesc pentru părere. Baftă și dumneavoastră în continuare. Al domn, eu am încercat să ajung la un meci al lui Chiricheș la Tottenham când era acolo. Nu am găsit bilet cu șase luni înainte. E, vezi? E, de ce? Că sunt abonamente vândute 70% din capacitatea stadionului au abonamente. Să mai dă 5% la oaspeți și restul să la vânzare. Da, asta, domnule dragă, nu e loc acolo, că sunt abonați. Îmi cer scuze dacă nu să înțelege. Îmi mai spune un domn care l-am citat într-o intervenție anterioară, domnul Mazăre, și începe așa dânsul. Domneniță, fiindcă m-ați menționat în mesaj și m-ați întrebat cu cine țin, țin cu Dinamo, sunt membru DDB cu număr de 3 cifre. Bravo, sunteți ca pe capă vremea lui Ceas, -o ceas -o. 12B, 560. Foarte bine, domnule, mă bucur. Chiar pot să spun că am ajutat la salvarea clubului și am plătit salarii la jucători, că așa cum a spus, fotbaliștii nu erau puncte-puncte. Da, da, am spus, am specificat, am vorbit cu domnul Gerea, membru în conducerea DDB. Și am spus că suporterii au ținut din Dinamo în viață, că au plătit salariile, au plătit utilitățile, au plătit. Dar asta nu le dă dreptul de a judeca. Au reprezentant în conducere, vor avea după ce au venit uh, acționarii ăștia noi uh, au un cuvânt de spus, dar ei deja nu mai sunt suport, dumneata nu mai suporte rol acum care se duce așa din când în când la stadion. Dumneata ești abonat, membru DDB și acționar. Deci dumneata trebuie să te comporți ca un acționar, că uite, ai plătit salariile, nu? Ați mai spus că nu contează oia 50 de lei pentru un bilet. Nu, am spus că contează, dar nu sunt suficienți. Orice bani la fotbal contează și un leu contează, dar nu e suficient, ăsta nu îți dă dreptul să conduci, să dictezi, să înjuri poate. Sau poate îți dă dreptul să înjuri, că de 50 de lei poți să și înjuri, că te descarci. Dar ratingul TV contează domnul Niță? De acolo vin oare bani mulți la fotbalist? Fiindcă suporterii se uită. Așa că terminați cu prostiile. Fotbalul e pentru suporteri, nu pentru fotbaliști. E ca și cum ai spune că filmele sunt pentru actori. Domnul meu, Mazăre, sper că nu sunteți rudă cu domnul de la Constanța care a lăsat fotbalul să moară. Că trebuia să danseze samba pe străzi. O să vă dau niște date statistice, că tot dumneavoastră aveți cunoștințe de marketing, de televiziune. De... Și o să vă citesc din pagina de media, care e un, așa, un site care se ocupă cu ratinguri, cu burtiere, cu audiențe, cu așa mai departe. Și o să vă citesc lunile iulie și august pentru început la nivel național. Și o să vă spun așa, că o să vă dau la nivel național ca să fie mai ușor pentru toată lumea, da? La nivel național, în iulie, lider de piață a fost ProTV-ul. Și o să vă dau primul și al doilea în top și, pe urmă, ca să faceți o diferență. ProTV-ul a avut 533.000 de persoane. Un rating de 3%, un share de 16,5%. Sunt date statistice, poate nu le înțelege toată lumea, dar dumneata, domnule Mazăre, cred că da. Antena 1, 396.000 persoane, rating 2,3%, Share 12,3. Următorul canal de sport, da, după România TV, Antena Națională, deci primul de sport este Digisport 1 cu 49.000, da, rating 0,3, share 1,5. După aceea. Că aici spui dumneata că banii că vin de la televiziun, că după aceea următorul canal de sport este pe locul 43. Look Plus. Cu 9000 persoane. 0, reține domnule Mazăre, 0,05, da? Rating, 0,3, share. După aceea, Eurosport 1, 9000, 0,05, 0,3. După aceea, Digisport 2, numărul 49, 8000, 0,04, 0,2. Rating, share. După aceea, numărul 52, Telecom Sport 1, 5,4000, 0,03, rating share 02. Și nu mai are rost să continui. Că dumneata spui că mamă, mamă, ce... Să uită suporterii la televizor și de aici să câștigă banii și plătiți fotbaliștii cu 0,03. 9.000 de oameni. Luna august, pro TV 507.000 persoane. Rating 2,9, Share 16,1. Primul canal de sport care apare în evidență, locul 9, DigiSport 1, 62.000 persoane, rating 0,4, Share 2. După aceea, următorul, am mai multe, am și pagini și laptopuri, și următorul canal după Digi, care e locul 9, de sport, este la numărul 31. Digisport 2, 15.000 persoane, rating 009, share 05. Și după aceea, Pro X nu e important, Eurosport 13.000 persoane, rating 007, share 04, look plus 12.000, 0,0704. Și am ajuns deja la locul 38. O să mai caut aici. Eurosport, locul 53. 5,8 mii persoane. Telecom Sport 1, 54. Locul 5,1 persoane. 003, 003, 0,03. Da, auziți bine? Rating Share 02. Și n-are rost să mai continui. Că ce să mai continuăm? Că... Astea sunt noțiunile de marketing, nu? De unde vin banii, publicitate. Păi uite, domnule, de unde vin. Nu vin de la aia, e un, un, mod de a băga și sport în pachetul ăla ca să mai atragi niște abonați. Dar televiziunile spun că nici publicitate nu vând în intervalul ăla atât de mult încât să acopere cheltuielile. Adică, hai să fim realiști acum, nu să unii să fie regi și alții sclavi. Suporterul e stăpânul suprem și, mamă, dacă n-ar fi și aia ce spui dumneata cu uh, fotbalul e pentru suport, mai pentru suporteri, ca și cum aici că filmele sunt pentru, numai pentru actori. Păi, dragul meu, și piesele de teatru sunt pentru, pentru privitori pentru spectatori. Dar câte piese de teatru ai urmărit dumneata la televizor? E? nu așa multe cum urmărești fotbal, cred. Filmele. Păi da, dar filmele alea să vând îl fac azi un film și să vinde de 10 ani, 15 ani, 20 de ani să tot încasează. Că cred că dumneata te uitai la Dallas sau te uiți la tânăr și neliniștit sau la filme care s-au făcut în anii 70. Dar și acum să încasează bani. De la spectatori. Așa că. Hai să facem o diferență, te rog frumos, domnule dragă. O să mai caut acum pe. uite, o să spun pe segmentul comercial și termin repede aici. Luna august, Digisport 1, locul 5, 17.000 persoane, rating 04, share 31 și următorul unul luna august de sport, dau repede așa, sper să nu-mi scape. Următorul am ajuns la poziția 40, DigiSport 2, 2,5 mii persoane. Ăștia când cumpără publicitate, locul 52 Eurosport și gata, 1,4 mii persoane. Păi să uită la, la, cifrele astea, domnul meu, și nu dau ataruncă cu bani așa. A, că ei fac niște estimări, fac... Și uite de cine sunt sponsori. Marea majoritatea sponsorilor sunt ăia care dau bani, da, la echipă, și care dau bani, u... ce zice, bă, păi să-mi pun și numele de la firma mea, că oricum dau bani. Câte echipe din România au sponsori așa, în afară de casele de pariuri? Acolo sunt alte interese. Păi, la nu știu ce echipă e fabrica de pâine a patronului, la altă echipă e firma de informatică a patronului, la echipele care dau niște bani solicită la fiecare meci, o loje, parcări, bilete la oficială, nu știu ce și mai dau 100 de în plus și apare pe short că e sponsor. La ea e nu știu ce companie aviatică că e interes la oraș cu aeroportul nu știu unde e primăria, că oricum dă bani. Păi hai să fim realiști și cu sponsorii și cu ce spuneți dumneavoastră. Hai și să încheiem cu asta că mă bucură că unii dintre voi mi-a scris, nu știu, e și un domn, Xulescu sau nu știu cum, ce domne, eu cu argumentele astea am înțeles. Mersi de, mersi de informații, de clarificări. Vă mulțumesc și eu. Și v-aș ruga dacă tot înscrie și dacă tot răspund și tot e gratis, e fără bani, nici de la televiziune, nici de la. din altă parte, de la suporteri, e gratuit. Poate vă și abonați. Mulțumesc anticipat. CFR-ul joacă pe sintetic, pe sintetic. E diferență mare, să știți, între sintetic și. între sintetic și. gazonatural. Joacă într-o țară care nu are așa o tradiție. Hai să nu facem atâta caz că, Madre Mia, Doamne Ferește, Isuse Cristoase și nu mai știu ce, a îmbătut o echipă din Suedia. În Suedia, în niciun caz, fotbalul nu este sportul național numărul 1, Că s-a jucat în niște condiții atipice, perfect de acord, este mai greu pe sintetic, dar ce într-o zi bună, că n-a făcut un joc nici măcar bun. A făcut un joc mulțumitor și s-a calificat. Ce într-o zi bună îi bătea 3-0 pe ea. Să fim serioși, au ajuns de trei ori la poartă, 5 faze fixe și o deviere întâmplătoare care a scos-o bălgrădean. Dar un șul la poartă să lovește de unul, să duce de -a. aia, nu e nimic gândit, nu e întâmplare hazard nimereană. Hai că nu Felicitări, bravo să că s-au calificat, sunt favoriți. Favoriți cerți în meciul următor, că joacă tot cu o echipă din asta în care mai mult se ocupă cu schiuri, cu bob, cu hockey, cu alte sporturi, joacă acasă, joacă pe gazonul lor, pe terenul lor, cu suporterii lor, în boxe. Deci, părerea mea că CFR e favorită. Nu știu, nu îmi place modul ăsta după fiecare meci a să victimiza și a să a se plânge a lui Dan Petrescu. Mi-a fost antrenor, am lucrat foarte bine cu el, îl respect foarte mult ca profesionist, ca om. Un om sincer, un om care spune și trăiește și se manifestă cum gândește, cum simte. Dar deja asta devine așa o, o, pregăteală pentru eșec. Tot timpul, vai, băi, ați favoriți, mamă, ce meci greu am avut, ce să fac acum, ce fere de departe echipa cea mai echilibrată cu cea mai bună bancă și cel mai bun lot din România. Asta poate să-mi spună mie cine vrea. Că nu are jucătorii tineri de perspectivă care are steaua, este altă discuție. Ca echipă, ca lot, ca nivel al băncii tehnice nu se compară cu nimeni. Sunt numărul 1 în România. Deci, hai să lăsăm astea cu... Păi la ce rezerve a avut Dan Petrescu el? Nu înțeleg de ce a făcut schimbările. Prima schimbare, minutul 80 și ceva. Când ai rezerve care pot juca titulare oricând. Că schimbă acum, declară că schimbă toată echipa și de ce nu joacă luni și joacă duminică și astea deja... Hai să ne pregătim pentru eșec. Steaua, ghinion, mai să zicea câteodată ghinion cu Greta Garbo. Bă, eu consider că au avut ghinion și să vă spun de ce. Faci două transferuri și unul dintre aia care îi transferi, joacă titular, să accidentează în primele 10 minute, trebuie să-l scoți. Sunt toți Mulți bolnavi și care sperai că să se să, să recuperează sau mai au o șansă le ies alea tot negative, tot pozitive, nu le ies negative. N-ai antrenorul pe bancă, bine, antrenorul principal nu-l ai niciodată pe bancă, ăla stă la palat ca regii, dar nu ai pe cine e pus acolo antrenor principal pe bancă. Ești nevoit să joci cu niște copii debutanți sau aproape debutanți. Ești nevoit să joci cu niște jucători care de 3 luni, de 5 luni, de 8 luni n-au jucat. Îl transfer pe Gabi Enache care nu știi la ce nivel este, când a făcut ultimul antrenament, ce a făcut, ce n-a făcut, trebuie să joace 90 de minute. Ai că într adevăr un, un meci în niște condiții speciale. Și atunci au rezistat mai mult decât atât. Copilul la cană, chiar am văzut un pe cineva care era mai mult cunoscut ca urechea patronului, urechea antrenorului principal în vestiare când era fotbalist, ironizând numele copilului ăsta și ce să faci cu cană, că hai să îl lăsăm pe cană să mai crească, că eu cred că e un fotbalist bun. Asta e părerea mea. Și să ne luăm acum cum nu ți alegi părinții când te naști, cred că nu poți să ți alegi nici numele și nici părinții măcar la de familie. Așa că hai să lăsăm ironiile astea de 2 lei ca să părem deștepți, ca să nu știu ce să facem noi. Să ia cartonaș roșu copilul ăsta, joci în 10, reziști o repriză, nu-ți dă penaltii. În prima repriză, minutul 13, 15, 7, n-am, că am aruncat foaia aia cu ratingurile și aveam scris acolo, nu mai caut acum. Bă, 0-0 cu un om în minus, dacă faci 1-0, altfel alergi, altfel, altfel ai adrenalina aia în picioare. Te țin picioarele mai mult. N-ai ce să... Ghinion, neșa... Ce m-a nemulțumit? Ce... A, și apropo, mie ca ăsta îmi place. Am văzut, chiar am citit prin ziare, că domne, printre cei mai slabi... Nu, cel mai slab a fost Adi Petre. Revin la Adi Petre. Cred că am făcut o obsesie cu el. De ce am făcut o obsesie? Pentru că i-am luat foarte mult apărare. Am crezut în calitățile lui, în în dorința lui. Bă, dar dacă vin ăia, copiii ăia de 18 ani care nu sunt pregătiți ca un senior, indiferent ce mi-a spune voi. Vine enache după drumuri. După drumuri nu că era boschetar, după drumuri că a fost prin Kazakhstan, pe unde a fost a judecat sau din parcuri. Joacă 90 de minute. Joacă soi lady ăla sau cum îl cheamă și ăla. Joacă panțărul că să ținea de inghinal săracul. dăba, de... Joacă Popescu ăla al copil. Joacă nu știu care. Din voință vă joacă, din dorință. Și tu în minutul 48 alergai ziceai că ai sacul de nisip în spate și ciment în ghete. Păi să mă ierte Dumnezeu. Bă, înseamnă că ce s-a scris alea prin ziare cu ultimul la teste, ceea ce am amendat și asta că au dat-o sifonarii din vestiar sau sifonarii din club, bă, înseamnă că e undeva adevăr. Dacă în campionat nu duci 45, la oia ai jucat 100 de minute, n-ai atins-o practic, acum a jucat 50 ceva și aici de minte cred, n-am, că mi-am, v-am zis, am aruncat foaia, înseamnă că Bă, înseamnă că nu poți, nu ești pregătit. Ce să mai vorbim să tot, domne, să-i mai dea o șansă, să-i mai dea, păi câte șanse să-i mai dea? A avut șansă, joacă, bă, fă ceva, nu știu, fă ceva. Ceea ce m-a dez, așa, m cred că m-a dezgustat, cred că ăsta e cuvântul, lipsa de organizare, asta da, Mă, nu poți să iei la nivelul ăsta, chiar dacă ești cu niște copii, chiar dacă unii n-au jucat, nu se cunoșteau, nu nimic. Bă, nu poți să-l pui. Am văzut în, prin ultimele minute. Uite, caut aici, tot caut aia țăcăne ăsta. Vroiam să văd echipa, dar nu o mai găsesc aici. Bă, la ăla care dă golul 2 cu... Care dă golul cu capul. Mă, nu, primul gol îl dă cu capul. Stai așa, cred că sunt aproape. Bă, nu poți să pui un copil de la să facă marcaj la ăla care e cu un cap când stă pe loc e cu un cap mai mare ca el. N-ai cum, adică asta e lipsă de organizare, e lipsă de, de pregătire la, la, nivelul vestiarului. Bă, adversarii ai cunoscut. Păi bă, dacă nu poți și n-ai talie, că toată lumea ce... Păi da, domne, dar n-avea talie. Păi mă, dacă n-au talie, apără-te în zonă. Pune-i pe ea 2-3 cu talie. La... Uite că am găsit. Păi îl pui pe șut. Simeon Perian, pe șut, da. Îl pui pe șut la Helal, cred că îl chema pe ăla. Da, îl pui pe șut la Helal. Păi nu, nu bă, banca tehnică, nu. Bă, pune unul mai înalt, dacă l-ai. Ăia trei cei mai înalți, ești cu un om în minus. Bă, nu mai pui om la 9 metri la corner, da? Nu mai pui oameni, dacă își cere portarul la ambele bare, pui doar la scurt, da? Omul care i pe respingere la 16 metri, îl pui în zona acolo și atunci te organizezi. Te organizezi. Că ăia au un om care bate cornerul, da? Și dacă tu nu pui om în față, când dacă facă ea, încearcă să facă 2 contra 1, păi fuge ăla de la prima bară și cu ăla după respingere și atunci ai 2 contra 2 la corner și nu poate să bată scurt. Dar nu poți să-l pui pe șut la helal, care ăla stătea lângă el și era cu atât cu o căpățână mai, mai înalt. După aia, greșeală de poziționare, păi te pui să nu vezi mingea, te uiți doar așa la omul tău. Nu, bă, te trebuie să te poziționezi. Vederea periferică să fie așa. Între brațe să vezi. Dă un să execută ce e în fața ta și în continuare, spre teren. Nu te pui cu spatele la poartă, total, cum stau eu la perete ăsta, că te pui cu spatele la poartă, trebuie să te poziționezi un pic, să te... ai un pic asta, să învață ce naiba la juniori. Asta nu mi-a plăcut. Bă, muncește atât, alergi atât și ei două goluri din faze Fiecare care v-am spus, fazele fixe sunt cele mai ușoare faze ale meciului. De ce? E mingea statică, nu e mișcare, ai oia să pun într-o poziție inițială. Da? Când se execută, începe mișcarea, te duci cu el. Dacă ești marcaj om la om, dacă faci cum fac unele echipe, 2- la bară, pe linia de 6 metri, pun 3 inși, mai pun 3 inși în, pe 11 metri, unul pe respingere, unul la, la corner, la 9 metri. Sau cum organizează antrenorul, poate portarul nu vrea om și la bara scurtă și la bara de la lung. Și atunci scoți unul de acolo și spui 4 pe 6 metri. Și eu cu fața, vă când se execută, doar să duc să atace mingea. Sau faci un marcaj mixt. zonă cu om la om, cei mai înalți de la adversari, cei mai înalți de la tine din echipă și restul s atace tace mingea, dar nu te duce... Bă, bă, deci vă dau cuvântul meu de onoare. Cred că în a doua repriză cu capul, că au mai fost prost executate cornele și au dat din voleu, au respins. Dar cu capul cred că n-a câștigat niciuna. Deci din ce am scris eu pe hârtie și cât am văzut eu și cred că m-am uitat atent, că am avut două televizoare, unul lângă altul, bă, să nu dai odată cu capul... E e experiență, nu? Jucător cu experiență. Perianul ăsta îmi place mult. Adi Petre, dar a ieșit mintul și a ieșit opt. Adică, bă, niște jucători care chiar soile ăsta, nu e un jucător de 18 ani. Nu îi le dai responsabilitate lui Simion, lui Șut, lui Robert Ion. De ce? Bă, e, da, și dacă e 0-0 și îl dai lui Șut halal, helal ăsta, halal, helal, și dă la gol cu capul. Și să termină 1-0. Moralul copilului. Bă, și atunci tu ca antrenor nu le expui. Dă, bă, unul, dă-l pe Enache, care e trecut, e hârjit. Dă-l pe Enache, dacă greșește, asta e Enache. Asta, bă, e Enache. A fost, poate o să mai fie, a venit un meci, nu îi sparge nimeni capul lui Enache. Lu copilul ăsta poate îi zice, bă, l-ai pierdut din marcaj, am pierdut 1-0. Și iar nu sunt de acord cu cei care ridică în slăv pe Straton. Eroul să termina 8-0, 5-0, nu bă, Straton e pus acolo să apere. A apărat foarte bine, a fost cel mai bun de la steaua, FCSB. Dar poate și datorită faptului că el obișnuit să aibă multe șuturi la poartă, că a, că am jucat doar la echipe la retrogradare. O, la retrogradat, s-a salvat în extremis, așa. Bravo lui! Dar Strato nu e erou. A, era erou dacă se calificau. Să termina 0-0 și să-i ducea apoi a până în prelungiri și dădea un gol norocos sau la penaltiuri și... Da, a luat două goluri care n-avea ce să le facă și a scos și era de scos. Ai că n-a făcut vreun flic-flac cu dublu șurub și a scos-o din vincul. Hai, nu vă mai rețin, mai vă spun o la cei care comentați și nu sunteți abonați, că așa cum vă răspund, așa vă puteți abona. Dacă vreți, aștept să-mi scrieți acum că cerșesc abonări, că cred că o să găsească câțiva, da. N-are nimic. asta e viața. Mergem înainte. Fii fiți suporteri, fiți importanți, susțineți echipa și nu uitați. Sunteți bune azi, sunteți buni și mâine, până la urmă veți câștiga ceva. Toate cele bune și ne auzim mâine.